Articol de CSP, publicat duminica, 17 aprilie 2022, ora 12:30, actualizat duminica, 17 aprilie 2022, ora 19:45. CSA Steaua a cedat fără drept de apel în fața lui Hermann Stadt, scor 1-4, într-o partidă disputată în Ghencea. Sibienii acumulează 52 de puncte și fac un pas important spre promovarea în prima ligă, în timp ce roșalbaștrii suferă cel mai drastic eșec de la reînființarea din 2017. După ce a câștigat derbiul cu Petrolul, CSA Steaua a intrat pe o vizibilă pantă descendentă. A pierdut în deplasare cu Cluj, s-a încurcat cu Unirea Slobozia, iar acum a bifat un eșec usturător pe teren propriu, în fața lui Hermann Stadt, 1-4. CSA Steaua a încasat de la FC Hermann Stadt cea mai dură înfrângere de la revenirea în fotbal. Cum promovarea în Liga 1 le e interzisă de regulament, roșalbaștrii s-au prăbușit după un start solid de play-off. Astăzi, în Ghencea, militarii au fost de nerecunoscut. Hermann Stadt a deschis scorul după doar 13 minute, prin Al-Hassan, care a înscris printr-un șut din prima din interiorul careului. Al-Hassan nu s-a oprit și a mai punctat o dată în minutul 27, printr-o lovitură de cap venită în urma unui corner. Gazdele au redus din diferență în minutul 41, prin golgeterul Kipirliu, care a înscris din penalti, însă repriza secundele a aparținut tot celor de la Hermann Stadt. Balaure a speculat o inexactitate din apărarea roșalbaștrilor, în timp ce tabela a fost închisă de Buhăceanu, de la punctul cu VAR. E cel mai drastic eșec suferit de roșalbaștrii de la reînființarea secției de fotbal. În urma victoriei din Ghencea, Hermann Stadt a ajuns la 52 de puncte și se situează pe locul 2, la 5 lungimi în spatele liderului Petrolul. Cluj e pe 3, cu 48 de puncte, dar cu un meci mai puțin. CSA Steaua, Hermann Stadt 1-4. Au marcat Kipirliu 41 pe Al-Hassan 13-27, Balaure 60, Buhăceanu 81 pe Kipirliu 41 pe Al-Hassan 13-27, Balaure 60, Buhăceanu 81 pe. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Televizare Digisport 1, Orange Sport 1, Lux Sport. Stadion Ghencea. Ghencea 2250 de spectatori au asistat la meciul din Ghencea. CSA Steaua, Hermann Stadt, echipe de start. Steaua, Bălbărău, Oroian, Beța, Oalace, Zaharia, Răstan, Șete, Pacionel, Enceanu, Popa, Kipirliu, Buhăescu. Rezerve, Iancu, Mihăescu, Huiban, Donose, Neacșu, E, Pacionel, Bărbulescu, Ad, Ilie, Bacter. Antrenor, Daniel Oprița. Hermann Stadt, Iliev, Pantea, Bejan, I, Stoica, Opruț, Al-Hassan, Mino, Biceanu, P. Petrescu, C. Popescu, D. Paraschiv. Rezerve, I, Popa, Antonache, Tomșa, Isah, Bucuroiu, Balaure, Năstăsie, Hora, Buhăceanu. Antrenor, Marius Măldărășanu. Final, Petrolul, Unirea Slobozia 3-1. Au marcat Tucaliuc 26, Diara 37, Huja 49, Ibrian 16, Să Balaure 60. Tucaliuc 26, Diara 37, Huja 49, Ibrian 16, Să Balaure 60. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Echipa care a deschis scorul a fost Unirea Slobozia. Oaspeții au lovit în minutul 16 prin Florinel Ibrian, care a trimis imparabil cu capul din plonjon. Petrolul a plecat în căutarea egalării, care a venit în minutul 26, după câteva ocazii bune ratate de Lupi Galben. Cosmin Tucaliuc a înscris cu un șut expediat din afara careului, a cărui traiectorie l-a păcălit pe portarul Unirii, Poiană. Sori Diara, golgheterul Ligii 2, a făcut 2-1 în minutul 37. Atacantul malian a preluat pe piept o pasă peste apărare și a finalizat cu sânge rece. Scorul final, 3-1, a fost stabilit de Marian Huja în minutul 49. Stoperul Petrolului a finalizat cu capul centrarea venită de la Valentin Țicu. Poziția sa în momentul pasei a fost suspectă de offside. Cu cele 3 puncte obținute astăzi, Petrolul ajunge la un total de 57, 8 peste FC Hermann Stadt, ocupanta locului 2, care va juca în această etapă cu CSA Steaua. Petrolul, Avram, Pârvulescu, Meijers, Huja, Țicu, Cebotaru, Seto, Bratu, Tucaliuc, Cioiu, Diara.
Avram Pârvulescu, Meijers, Huja, Țicu, Cebotaru, Seto, Bratu, Tucaliuc, Cioiu, Diara Unirea Slobozia, Poiană, Ibrian, Dinu, Lazar, Toma, Bolohan, Trașcu, Coadă, Mustacă, Ivan, Gulcean. Luni. Live de la ora 17:30 u Cluj, Chiajna. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Televizare Digi Sport 1, Orange Sport 1, Lux Sport. Partidele din play-off se vor juca tur-retur, rezultând 10 meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Play-out, grupa A. Poli Iași a stat în această etapă. Cele 6 partide din play-out-ul Ligii 2 au oferit un spectacol pe cinste. În total, s-au marcat 17 goluri. Scorul zilei a fost înregistrat în Xixereda, Unirea Brăila, gazdele câștigând cu 5-0, după 3-0 la pauză. Sâmbătă. Final Xixereda, Unirea Brăila, 5-0. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Au marcat Erjelena 23, Sâljebari 36, Sâljebari 42, Erjelena 75, Bara 83. Xixereda, Unirea Brăila, echipe de start. Xixereda, Simon, Apro, Xiser, Kelemen, Marone, Le, Kovacs, Zondi, Galandrezli, Jebari, Skiep, Jelena. Rezerve, GNG, Ivanović, R. Hernando, Orban, Vita, Taști, R. Takax, Xedo, Bara. Antrenor, Francesc Dican. Unirea Brăila, Duță, Moroianu, Leu, Ziepop, Șelsava, Zoa, Acolaț, Mocanu, Bădilaș, Vartolomei, Njopcan. Rezerve, Moisoiua, Lascu, Petrache, Palade, Duțu. Antrenor, Laurențiu Ivan. Final, Dunărea Călăraș, Metaloglobus, 0-3. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Au marcat Aenache 10, OV. Herea 64, Cele Herea 71. Dunărea Călăraș, Metaloglobus, echipe de start. Dunărea Călăraș, AL. Costache Ţenia, M. Leca, M. Drăghici, M. Lupu, Vultur, C. Dr. Grigore, T. Popa, Calu, Moise, Coleașă. Rezerve 1, Alexandru, Blidar, R. Vasile, R. Tătaru, Primaru, Condei. Antrenor, Marius Păun. Metaloglobus, Gavrilaș, Grosu, De Lung, Caramalău, Asava, Pandele, Andără. Răuță, Sin, Aenache, Cele, Herea, OV. Herea. Rezerve, Nedelcovici, Borțoaneanu, Întâi, Sârvu, Covalciuc, Boianciu, Asârbu, Lei Mihai, Kazan, Potecea. Antrenor, Nicolae Grigore. Final, Poli Timișoara, Șelimbăr, 1-2. Clic aici pentru cele mai importante statistici. Au marcat de Andrei 79, Ciocâltă 1, Curtean 45. Poli Timișoara, Șelimbăr, echipe de start. Poli Timișoara, de Venișmiares, Sofran, Mera, Bocșan, Pamfile, Lazar, Ignea, de Radu, de Andrei, Ursul Rogosic. Rezerve, Motariu, Oania, Săntean, Bacoș, Huminic, Plumbuitu, Zaluschi, Gerg, Birnoi. Antrenor, Nicolae Croitoru. Șelimbăr, Gal, Munia, Natia, Telcean, Arhiri, Vecerdea, Cărăruș, Curtean, Iameogo, Iazalde, Ciocâltu. Rezerve, Așerban, T. Suciu, Rotar, Cerstean, Mubele, de Tătar, Buzan, Vișa, AL. Luca. Antrenor, Eugen Beza. Play-out, grupa B. Sâmbătă. Final, Ripensia, FC Buzău, 0-1. Clic aici pentru cele mai importante statistici. A marcat de Trebotic 34. Ripensia, FC Buzău, echipe de start. Ripensia 1, Rus, Avramescu, Pladun, Golda, Fridrici, Lalic, 5, Makritski, R. Morariu, Piftor, Stoi, Vidrăsan. Rezerve, Șete, Dobre, Agapie, Batnărașu, T. Călin, Cereba, Matiș, Ivancevic, Mihart, R. Stoica. Antrenor, Călin Mada. FC Buzău, R. Stoian, Vârteș, Victorski, Sălceanu, Oteliță, Trebotic, A. Lopez, C. Ciobanu, Ecolo, Neicuțescu, Chicăroșă. Rezerve, CR, Avram, de Burlacu, Cârstocea, Amania, Gaitan, Pațurcă, A. Munteanu, R. Zamfir, T. Oltean.